Bugetul la programele naționale de sănătate a fost alocat atât pentru medicamente cât și pentru materialele sanitare. Suma se ridică la 16 milioane de lei, iar cei mai mulți bani au mers la programul de diabet. Cea mai mare alocare este la programul național de diabet, în jur de 7 milioane de lei, urmat de programul național de oncologie, undeva în jur de 5,5 milioane de lei. De asemenea, am primit bani și la programul național de hemofilie, în jur de 1,4 milioane de lei. Am mai primit bani și la programul de transplant, 580.000 de lei, la programul național de ortopedie, 342.000 de lei. Fondul bugetar a fost mărit față de anul trecut, existând posibilitatea ca până la sfârșitul anului suma să mai poată fi suplimentată cu un alt fond de acoperire a eventualelor cereri. Zilei de mâine urmează să trimitem o fundamentare către Casa Națională să vedem dacă mai e nevoie de o suplimentare până la sfârșitul anului sau ne încadrăm cu banii alocați la acest moment. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Gorj ar putea suplimenta bugetul cu încă 4 milioane de lei.